Acțiunile dedicate comemorării lui Liviu Dafinescu au continuat și astăzi. La Consiliul Județean Gorj a fost prezentat un filmuleț cu mai multe momente importante din viața regretatului director al ansamblului folcloric Doina Gorjului. Cu această ocazie a fost prezentată și revista Pasăre despărțită de cântec, în care mai mulți cunoscuți ai lui Dafinescu au scris câte un mesaj. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, a vorbit cu lacrimi în ochi despre cel care a fost Liviu Dafinescu. Să depășesc cu bine acest eveniment, cred eu, destul de plăcut acum și destul de dureros în 2004, când actualul director al ansamblului folcloric Doina Gorjului, Gheorghe Porumbel, a spus și el câteva cuvinte în amintirea lui Dafinescu. Eu am zis că e vorba de o poveste tremurătoare, care este și trebuie să rămână pildă pentru toți cei care sunt și vor veni pe terenul. Liviu Dafinescu a condus mai mulți ani ansamblul folcloric Doina Gorjului și a decedat în anul 2004.